Diana Bâlc, absolventa Colegiului Național Titu Maiorescu din Aiud, vrea așadar să urmeze Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar Diana Alexandra Borcă, o absolventă a Liceului Teoretic Sfântul Iosif din Alba Iulia, se pregătește pentru Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Către ce domenii ați vrea să vă îndreptați de aici înainte? Eu o să mă îndrept spre medicină, făcând și profil real, rămân în acest domeniu pe real, cred că asta mi se potrivește cel mai mult, iar medicina am ales-o pentru că îmi doresc foarte mult să-i ajut pe cei din jurul meu. Sper că atunci când voi fi doctor să nu fiu solicitată foarte mult și asta nu pentru că aș avea ceva, îmi doresc ca oamenii să fie sănătoși, dar eu să fac performanță și în acest domeniu. Unde vrei să studiezi medicină? O să dau admiterea la Cluj, dar pe viitor mi-ar plăcea să ajung și în străinătate, asta pentru a ajunge la un anumit nivel, la o anumită performanță, iar mai apoi să mă întorc în țară cu cunoștințele dobândite și pentru a ajuta sistemul, pentru a ridica această țară. Și cealaltă Diana, ce facultate vrea să urmeze? Eu drept. Voi urma la UBB la Cluj, la Babeș-Bolyai. Am ales drept pentru că pe mine m-a tras tot timpul o carieră în diplomație, în relațiile internaționale, care consider eu că necesită și o parte de competență juridică. Cum a spus Diana, cred că vestul oferă mai multe posibilități de dezvoltare personală. O să țintesc și eu, poate cu programul Erasmus, poate mai târziu la master, o să țintesc și eu în străinătate. Pentru a mă reîntoarce în țară și eu cred cu tărie în reformarea sistemului și eu cred cu tărie în faptul că dacă avem elevi performanți, trebuie educați în așa fel încât ei să ajute un sistem, nu să plece dintr-un sistem pe care îl consideră nefavorabil. Cred că mai sunt multe de făcut și aici în țară. Cred că chiar cu toate carențele pe care le avem, putem, având niște oameni cu o altă mentalitate și mult mai bine pregătiți, să schimbăm ceva. Cred că dreptul pentru mine este partea, este calea pe cea mai potrivită în acest moment. Sper că voi reuși să fac față cu brio la toate obstacolele pe care mi le va oferi și, nu știu, sper să fie bine și la admitere lunea viitoare. Mai multe despre Diana Bâlc și Diana Borcău, cele două eleve modele ale județului, puteți afla mâine după știrile Alba TV de la ora 19 în cadrul emisiunii Învățământ și Educație.